cântăm slavă lui Dumnezeu că ne-a adus în acest loc, în acest îndrin, în plină din încercare și boală. Să mulțumim, Părintele Stareș, că am spus de din Bucovinean, ne-a primit cu aceeași dragoste creștinească. Mâncuța Domnului, cât popor evlavios a adunat astăzi și aseară care au poposit la privegherea de noapte, cântând rohodul Maicii Domnului în fața Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni. Nu puțini au fost astă noapte, dar iată și astăzi. Se vede râvna, credința, evlavia frăților voastre, trăirea, credința vie în Dumnezeu. Este o mare binecuvântare și totodată o mare bucurie duhovnicească și multă bucurie duhovnicească pentru toate sfintele noastre mănăstiri și biserici care își cinstesc și sărbătoresc astăzi praznicul Adormirii Maicii Domnului. O Măicuța noastră, te rugăm fierbinte, marea rugăminte. Nu ne lăsa, Măicuță, să ferim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Toți cântăm. Nu ne lăsa,